Dan era fericit pentru că ziua trecuse repede. Avusese mult de muncă. Șeful său i-a dat o sarcină dificilă pe care trebuia să o termine într-o săptămână. Nu se plângea, pentru că atunci când era ocupat, timpul trecea altfel, iar lui îi plăceau provocările. Are un job sedentar, majoritatea timpului petrecându-l în fața unui monitor și analizând linii peste linii de cod. Ați spune că este greu să stai atâtea ore în fața unui monitor. Ați spune că este anost, poate chiar migălos și periculos vederii, dar nu și pentru Dan, care încă de când era mic i-au plăcut calculatoarele, iar limbajele de programare îl fascinau, nimic nu era prea greu pentru el. Avea un stil aparte de a face treabă, iar când intra în ritmul său, timpul zbura. Pe lângă acest job sedentar, avea și o plăcere să facă mișcare, cam în contrast cu ceea ce am spus mai devreme, nu? Cu toate că jobul îl ținea lipit la monitor, pe un scaun, el încerca prin orice fel de mijloc să facă mișcare. Fie că era vorba să se ridice din jumătate în jumătate de oră ca să-și tragă sufletul, fie că mergea la sală sporadic să se întrețină, chiar și după program, lui îi plăcea să meargă pe jos până acasă, preferând să nu ia liftul, ci să urce pe scări până la etajul la care se afla apartamentul său. Uite așa îi treceau zilele la muncă. Dan încerca să găsească un echilibru între cele două lumi complet opuse. Dar acum era fericit. Trecuse și joia asta, urmau două săptămâni de relaxare și refacere. Urma ca în următoarea zi, în vinerea mare, să plece la casa părintească, care se afla la marginea orașului, pentru a petrece cum se cuvine alături de părinți, bunici și alte rude, sfânta sărbătoare a învierii. A apăsat butonul de trimitere a codului proaspăt verificat spre a fi validat de către șeful său, după care și-a ridicat privirea din monitorul uriaș, pe care se puteau vedea tot felul de linii colorate. S-a uitat în stânga și în dreapta, ștrăznea degetele în timp ce ochii s-au oprit la colegii săi, care erau mult mai plictisiți. Se vedea că aveau în cap doar vacanță. Mulți vorbeau între ei și abia așteptau să se facă ora 6 ca să plece pentru câteva săptămâni acasă. Nu auzea vorbele lor. În urechile lui răsunau doar sunetele muzicii rock pe care o asculta la volum maxim ca să se concentreze. Și-a dat jos căștile punându-le pe unul dintre monitoare. A aruncat un ochi la birou și a oftat ușurat. Curățenia mai putea să aștepte până după ce revine din concediu. Acum era timpul să plece acasă. A închis monitorul, s-a ridicat salutându-și colegii în timp ce mergea spre ușă. Mai avea două etaje de coborât până să fie liber. Parcă căpătase din nou putere, iar folosindu-se de aceasta, a coborât numai decât scările. În momentul în care a ieșit din clădire, următorul său gând a fost la ce drum va lua pentru a ajunge mai repede la blocul său. Pentru că se simțea atât de bine, a decis să ia drumul prin parc. Era o zi plăcută de primăvară, chiar dacă urma să se întunece în curând. Nu-i păsa, pentru că nu trebuia să ajungă acasă la o oră fixă. Așa că a stat lângă lacul cel albastru, sub un pom care tocmai înflorise. Și s-a bucurat de moment. După câteva ore, Dan intra în scara blocului său. Locuia la etajul 7 într-o garsonieră, care comparativ cu altele pe care le vizitase, era destul de spațioasă și nu dădea mult pe chirie. Holul din parterul blocului de asemenea era destul de mărișor, în stânga aflându-se panoul cu anunțuri, iar în dreapta cutiile poștale. S-a uitat la ele din mers și o amintire începea să se deruleze în capul lui. În primul an când s-a mutat, cam în aceeași perioadă, paștele se apropia cu pași rapizi. Dan stătuse mai mult peste program pentru a rezolva niște probleme mai delicate la muncă. Când a plecat de la birou, soarele deja se cufunda printre blocurile gri. Nu-i plăceau blocurile, erau obscene pentru el. Chiar și așa, în ziua aia, nu-l deranjau, pentru că venea fericit ținând cu ambele mâini un pachet mare de bunătăți pe care firma le împărțise cu ocazia sărbătorilor. Era primul cadou pe care îl primea din partea firmei pentru munca pe care o presta. Și chiar dacă ceea ce primise era mai mult simbolic, el tot se bucura că are niște dulciuri în plus de băgat la ghiozdan. Când a ajuns la scara blocului, seara se așternuse, iar luminile erau aprinse. Cu puțin efort a reușit să deschidă ușa automată de la holul înfășurat în lumina galbenă. Pentru un motiv sau altul, neonul pârpâia. Probabil că va trebui să fie înlocuit. Aproape că a trecut cu vederea figura care nu se mișca.
care stătea cu spatele la el, parcă se uita la cutiile poștale. În graba lui totuși a salutat omul straniu din mers. Nu l-a văzut bine, dar în fracțiunea de secundă și-a dat seama că purta un pardesiu negru. Nu l-a băgat de seamă și a urcat pe scări până la etajul 7. În următoarele zile, de fiecare dată când intra în bloc, vedea figura omului. Situația devenea din ce în ce mai stranie, pentru că nu putea să vadă clar cine era. Așa că în a cincea zi a vrut să-l confrunte, dar când s-a întors, holul era gol. Săptămâni la rând s-a întrebat cine era omul acela straniu. Acum nu mai conta, pentru că în următoarea zi se va duce la părinți, unde va mânca drob și va ciocni ouă. Această imagine a dispărut din mintea lui când a ajuns la etajul al treilea al clădirii. S-a oprit un moment cu privirea fixată la un perete din fața lui. Dintr-o dată, o altă amintire, tot din preajma Paștelui, i s-a strecurat în minte. Era în al doilea an de stat în acel bloc, când l-a văzut din nou pe străin. Eram cam în apropiere de Paște, se gândea tânărul. A fost cam dezamăgit, pentru că spre deosebire de anul trecut nu a primit nimic de la firmă, dar măcar descoperise un drum nou spre casă, unul mult mai verde și mai plăcut, prin parc. Stătuse ceva timp acolo, pentru că soarele urma să se culce când a intrat în bloc. A început să urce scările. Primele două etaje erau cât se poate de normale. Oamenii stăteau la ei acasă și își vedeau de pregătirile pascale. În schimb, când a ajuns la etajul 3, nu era nimeni. Iar înainte să urce ultima treaptă, a văzut ceva ce l-a făcut să se oprească și să înghită în sec. Într-un colț, privind peretele, stătea fără doar și poate omul straniu pe care îl văzuse în urmă cu un an. Nu știa ce să facă. Îi auzea respirația grea ca o apăsare asupra urechilor sale. S-a strecurat pe lângă el cât de încet a putut și nu s-a mai uitat înapoi. Următoarele două săptămâni a urcat cu liftul până la etajul său. Nu voia să mai dea nas în nas cu arătarea aceea oribilă, care era orice altceva, dar nu om. Simțea asta. Niciun om normal nu avea alura aceea de frică și spaimă. În plus, respiratul era pur și simplu dezgustător. Anul acesta, în schimb, nu era nimic ce putea să-l sperie. Nici măcar un ciudat care își făcea apariția în perioada sărbătorilor. A ajuns într-un final la etajul lui și a băgat mâna în buzunarul din stânga al pantalonilor ca să scoată cheile. Le-a scos și se juca cu ele fericit în timp ce mergea spre apartament. Ceva parcă l-a îndemnat să se întoarcă și să se uite în capătul culoarului. Acolo era omul negru. Ca în anii trecuți, stătea cu spatele la Dan și doar respira. Băiatul a făcut ochii mari cât cepele și s-a grăbit spre ușa apartamentului. Nu. Fusese o zi mult prea frumoasă și a jurat că nu o să se lase speriat. Gândul că acea chestie era la câțiva metri de apartamentul lui îi provoca scârbă. Nici nu s-a dezbrăcat de hainele de muncă, că s-a și dus la calculatorul din colțul camerei ca să caute orice informații putea găsi despre chestia care îl urmărise an de an. A stat ore în șir ca să găsească orice cu privire la atrocitatea ce-l bântuia. A căutat în lung și în lat, dar oricât de mult încerca, nu putea să găsească ceva despre o ființă care apare în scara de bloc a oamenilor în perioada Paștelui. Cel mai apropiat lucru care se potrivea cu descrierea era cazul oamenilor umbră, dar și asta era doar o presupunere. Liniștea din apartament a fost pulberată când de la ușă se aud două bătăi. Băiatul s-a uitat la ceas și era aproape 2 dimineața. Nu realizase că trecuseră 4 ore de când și-a început investigația. Bătutul la ușă s-a auzit încă o dată. Cine putea să fie la ora asta? Nu putea. Nu avea cum să fie. Nu putea să fie el. A morțit de oboseală, s-a ridicat de la birou și s-a îndreptat către ușă să vadă cine bate la o oră atât de târzie. Nu voia să o deschidă, așa că plănuia să se uite prin vizor. Când s-a apropiat de ușă, a observat 2 lucruri. În primul rând, părul de pe mâini se zbârlise și din gură îi ieșeau aburi. Asta era oarecum normal, din moment ce vara încă nu sosise cu serile ei călduroase. Punându-și frica în cui, s-a apropiat de vizor. Se aștepta la orice, mai puțin la faptul că nu vedea nimic pe cealaltă parte a ușii.
doar galben închis la culoare. Se gândea ca nu cumva să fi fost victima unei glume, iar niște copii au mâzgălit ușa lui cu ou stricat, apoi au bătut la ea. S-a convins repede că nu era victima unei false, pentru că la nici 10 secunde de când și-a luat ochiul din vizor, undeva din casă s-a auzit ca și cum cineva respira greu. Dan, panicat, s-a dus repede la birou unde credea că și-a lăsat telefonul, trebuia să sune după ajutor. A căutat ca un disperat pe birou, dar degeaba. Apoi și-a amintit că și l-a lăsat pe masă, lângă intrare. Într-un final, telefonul cel buculcaș a fost găsit, dar din păcate, după atâtea ore de folosință, bateria lui dăduse ortopopii. Dan a înjurat de toți ființii și era să arunce cu el de toți pereții. Cât timp fusese ocupat cu telefonul, nu au observat că din pereți începuse să scurgă o substanță închisă la culoare. A observat-o după câteva momente când mirosul i-a ars nările. Nu știa unde să fugă. Afară l-aștepta creatura care urma să-i facă felul, iar în casă nu știa dacă putea să reziste cu mâzga și mirosul. A luat totul în considerare și după câteva momente și-a luat inima în dinți și a făcut imposibilul. A decis să fugă pe scări. A respirat adânc de câteva ori și a deschis ușa luând-o la goană ca din gură de șarpe direct pe scări. Tot ce putea vedea în stânga și în dreapta erau făclii galbene. Zeci de făclii galbene, care mai mult ca sigur erau și alte monstruozități care îl urmăreau. Într-un final a reușit să ajungă la parter, se simțea ca și cum coboruse vreo 20 de etaje, dar era aproape de a scăpa, vedea ieșirea din clădire. În acel moment, toate orele de urcat scări, mers pe jos și sală s-au simțit din plin, pentru că fără ele, orice era acolo mai mult ca sigur îi venea de hack. Cu ultimele puteri a deschis ușa blocului și a fugit până la prima secție de poliție, unde speriat și panicat le-a povestit polițiștilor despre omul straniu și cele întâmplate. Aparent, nu fusese singurul care îl văzuse pe omul straniu. Polițiștii au primit mai multe reclamații de la locatari, care implicau un om care bântuia acel complex de blocuri. Un polițist mai bătrân i-a explicat că de când a fost ridicat blocul în urmă cu mai bine de un secol, peste 3 oameni au dispărut fără un motiv sau vreun fel de urmă, pur și simplu parcă îi mâncase pământul. Iar cei dispăruți locuiau la etajele 3 sau 7, nu înțelegea, dar le-a mulțumit oamenilor legii că l-au ascultat și că au fost destul de amabili cu el. În gândul lui era fericit că nu l-au băgat la răcoare pentru felul în care dăduse buzna în secția de poliție. Pentru restul serii s-a dus la un hotel din apropiere unde a încercat să se odihnească. Eventual a adormit, dar somnul a fost împânzit de coșmaruri care implicau ochi galbeni. A doua zi, aproape de amiază, când s-a întors la apartamentul său, mâzga ciudată dispăruse. Era ca și cum n-ar fi existat vreodată. Însă, când a intrat în apartament și a văzut haosul ce se petrecuse acolo, cel mai probabil cât timp el fusese plecat la polițiști, s-a crucit. Era ca și cum o furtună trecuse și răsturnase totul cu fundul în sus. Norocul băiatului a fost că nimic valoros nu a fost luat. Toată scena din fața lui îi provoca silă. Nu mai voia să stea acolo, se săturase de viața în blocul acela și de tot ce se întâmplase în el. Voia să se ducă acasă la ai lui și să se odihnească. A lăsat totul de izbeliște. A luat un rucsac în care și-a îndesat niște haine, apoi a plecat spre casa părintească. Tot drumul până acolo, numai la ceea ce se întâmplase în apartament se gândea și la povestea polițistului bătrân. A ajuns într-un final acasă, iar Paștele a fost frumos alături de familie. Aproape că uitase de apartament și de străin, dar știți, că rudele sunt curioase. Iar repede discuția a venit înapoi către Dan și apartamentul său. El nu știa cum să răspundă. Unul din unchii săi s-a uitat la băiat și a văzut expresia de frică pură în ochii băiatului. Și după unul sau mai multe pahare de vin de casă, a decis să-i spună despre acel loc. Nu înțelegea cum cineva putea să stea într-un apartament care a fost construit pe un loc în care în urmă cu 15 ani, un tată, după ce a avut o criză de nebunie temporară, și-a omorât înainte de Paște pe cele două fiice de 3, respectiv 7 ani, ca apoi să se spânzure. Asta a fost ultima picătură. Urma ca după sărbători să-și ia toate catrafusele și să se întoarcă acasă. Iar în timp ce mânca, lui Dan i-a picat fisa.
De asta era atât de ieftină chiria la etajul acela. Probabil că ați observat că săptămâna asta a mai fost o poveste de Paște. Am pus-o și pe aceea pentru că e o poveste foarte bună scrisă de Luvrică. Iar pentru Paște m-am gândit să fac ceva diferit. Pentru că în fiecare an puneam câte o versiune a poveștii omului iepure din Clifton, am vrut ca anul acesta să fie diferit. Dacă v-a plăcut, lăsați un like. Așa îmi spuneți mie că apreciați ceea ce fac și mulțumesc pentru încă un Paște alături de voi. Până data viitoare, aveți grijă pentru că nu știți ce se află în întuneric.